Ce vă impută colegii și de ce credeți că vechea conducere trebuia schimbată? Păi, din câte am înțeles, se vorbește foarte mult de numiri din pix. Cred că asta este sintagma teribilă. Și atunci vin eu să vă întreb. Eu am fost director adjunct timp de 14 luni, în perioada 1 iulie 2019, 31 august 2020. În luna august eu am spus inspectorului general că nu mai pot lucra aici pentru că au fost niște disensiuni, nu s-a putut lucra cu doamna director Lupu. Înainte au mai fost doi directori adjunți, deci eu am fost al treilea, acum doamna Moise al patrulea. Și am spus că nu mai pot lucra. Am jucat cu cărțile pe față și față de colegi, astfel încât în luna august, doi colegi foarte bine pregătiți, cu vechime foarte mare, experți, că Daniel știe ce înseamnă a fi expert în învățământ, și-au depus la inspectorat cerere și CV. În luna august, unul pe 17 august, unul pe 21. Cine a ieșit din pix la 1 septembrie? Doamna director adjunct Moise. Care acum, despre care se spune că este încă cu mandat în continuare. Mandatul directorului adjunct, care este detașat în interes de serviciu, și vă spun eu că am fost în această situație, poate fi încheiat oricând la decizia inspectorului general. În luna noiembrie, în liceu, a fost un control al inspectoratului. Raportul a fost... nici nu știu ce termen să găsesc. Defavorabil liceului și conducerii. Grav. În luna decembrie a fost un control al ITM-ului. A fost sancționată conducerea, așa cum v-am arătat. Deci au fost niște nereguli între timp. Nimic nu s-a întâmplat așa peste noapte. Apoi în decembrie a fost procedura prin care oricine putea să-și depună dosarul pentru a aplica la funcția de director sau director adjunct. Aici s-a terminat mandatul directorului plin, într-adevăr. Eu mi-am depus pentru așa ceva, colega mea, deci am fost până la urmă patru persoane. Dar de ce nu vă vor? Adică care este problema profesorilor? Pentru că doresc să rămână conducerea veche. Deci, exact ce am discutat, vă vrea toată lumea? E imposibil. Și atâta timp cât își doresc conducerea veche, nici nu știu, liderul de sindicat îmi povestea puțin mai devreme că nu e ceva personal. Așa că mai departe, nu știu ce să vă spun.